Mulțumesc! Dragi copii, vreau să vă spun că toți sunteți câștigători. Toți cei care ați fost astăzi aici sunteți câștigători. Felicitări organizatorilor, mulțumiri celor de la Sunet, prezentatorului și tuturor, absolut tuturor, celor de la primărie și dacă mă chemați la anul, vin și la anul. Mulțumim frumos! Chiar dacă a început ploaia, noi nu ne speriem de ploaie, am început acest festival pe câțiva picuri de ploaie. Sper să fiți alături de noi pentru că, iată, am ajuns la momentul cel mai așteptat al acestui festival internațional de muzică și dans popular pentru copii și tineret, Moineșteanca, este al dumneavoastră, momentul decernării premiilor și trofeul. Am să îi mânez microfonul de prezentator de data aceasta, doamnei Ifrim, vă rog să veniți alături de mine. Bună seara, mulțumesc că ați avut răbdare până la această oră, chiar de plouă. O să rog juriu să vină lângă mine pe scenă și ca de fiecare dată rog și pe domnul primar să ne fie alături, domnul viceprimar și bineînțeles dumnealui va invita pe ceilalți domni care, doamne, care trebuie să vină lângă noi. Până vine domnul primar și oficialitățile și colegii de la, vreau să apreciez copiii de la ansamblu folcloric Moineșteanca pentru contribuția avută în acest an școlar. Și începem cu aleatoriu, nu neapărat. Mulțumesc. Este mai în față, vă rog frumos. Lăsăm aici atunci. Începem cu Narcisa Dobrovăț. Te rog repede, Narcisa Dobrovăț, haideți. Repede copiii. Narcisa Dobrovăț. Doamna președintă a juriu, rog să mă ajute să pună medaliile la copii. Eu am să-i strâng dumneai Marta Ifrim. Rămâi aici. Maria Lorena Ciuhat. Maria Ariana Moței. Da, vă rog. Daria Ifrim. Maria Adriana Moței. Ariana a plecat. Bine. Robert Marcu. Daria Diaconu. Daria Maria Constantinescu. Sofia Cernat. Cezara Ștefania Cazan, Beatrice Munteanu, Ariana Elena Nichipor, este? Antonia Măriuca Crețu, Alina Mănoiu, Agavriloai Alexandru, Ilica Alexander Drov, Linca, ghidușa noastră. Alexandra este moldoveancă de la dumneavoastră, să știți că de peste Prut. Alexandra Olariu, Tudor Stoican, Emilia Stolereiu, Ștefania Ilaria Crețu, Sorana Belciu, este Sofia Marian, Rebecca Oboroceanu, Rebecca Năstase, Rareș Tereș Constantin, Raluca Maria Martin, Paula Alexandrov, lăsăm aici. Patricia Elena Moței a plecat. Și atât. Trecem la o altă etapă, la copiii care eu i-am numit ambasadori ai cântecului românesc
din zona Moinești, copii care au fost în concursuri în Macedonia, Bulgaria, Bruxelles, Republica Moldova în cele trei localități, Cahul, Cantemir și Chișinău. Și aș vrea să încep cu o parte din copiii care au fost demn de toate aplauzele dumneavoastră, Claudia Pintilie. Dacă e să urce pe scenă. Andreea Pruteanu. Andreoaie Darius Constantin. Ștefan. Merită toate... Nu, el primește și, dar nu... Asta-i demn de el. Da, e altui copil. Asta-i demn de el. Sorana Iuliana Belciu. Te rog, am să citesc ce scrie. Se acordă titlul de ambasador al folclorului moineștean, Ștefania Alina Buga. Valentina Călin. Bianca Candid. Antonia Chira. Sonia Andreea Ciceu. Denisa Condrea. Hai, Denisa, o frumusețe de fată. Ștefania Nistoreanu. Aplaudați-i, ei sunt ambasadorii al folclorului moineștean. Mulțumesc, doamna Maria, că mi-a spus de urea... Da. Aplaudați-i, ei sunt moineștenii noștri, care noi ne mândrim cu ei, plecând la toate concursurile, atât din țară cât și în străinătate. Mulțumesc, dragii mei, puteți coborâ să facem loc la cei care au avut în competiție astăzi. Da? Aveți. Vă rog, poftiți! Ah, vino încoace! Cred că s-a amestecat, să știi, Alexandru Gabriel. Vino încoace, că așa este. Și Mirianu Miruna. Să știi că din primul rând s-a amestecat pe undeva. Sunt scrise sigur. Vă rog frumos să mi le ceriți. Într-adevăr, erau 10 copii cu... Nu, fetița are diplomă și o medalie. Constantin Iscu. Unde n-a ajutat ziua seara? Doamna Maria Stoianov vrea să ofere Alexandru Constantinescu, vezi dacă găsești diploma, te rog. Și aștept să apară diplomele ca să... Da, are aici. Îl invit pe domnul primar să-i mulțumesc public pentru ceea ce face pentru învățământul moineștean. Știți că toate școlile sunt reabilitate. Noi la Clubul Copiilor, când am cerut ajutorul, de fiecare dată ni s-a dat. Avem apă caldă la copii și asta e un lucru minunat și mulțumesc, domnule primar. De fiecare dată când avem câte o reparație pe telefon, domn primar, veniți repede că trimiteți pe cineva urgent că trebuie rezolvat. Și cea mai mare realizare este instrumentele de taraf și zic eu că încet încet poate facem și o fanfară din ceea ce avem acolo. Sunt lucruri minunate care se petrec și de aceea în fața dumneavoastră invit toți copiii din Moinești să participe la activitățile Clubului Copiilor din Moinești.
Activitățile sunt gratuite. Anul acesta, din decembrie, vom avea și teatru, orientare turistică, muzică populară, dans popular, muzică folk cu taraf și orchestră, pictură. Aveți la ce vă înscrieți și totul este gratuit. Vă așteptăm. Poftiți, domnule primar. Dați-mi voie să vă salut din nou. Vremea nu ne-a ajutat pe final, am început cu picături, încheiem tot cu picături, astăzi a fost vreme bună, asta e, mergem mai departe. Așa cum spunea doamna Maricica, investim în educație și nu puțin bani, am atras fonduri europene, dar de importanță deosebită este și cultura. Acest festival este la 11-a ediție, nu se putea realiza fără doamna Ifrim, fără elevii de la Clubul Elevilor, îi aplaudăm pentru asta. Și vă așteptăm și la anul, cele 20 de ansambluri care au venit astăzi aici, le așteptăm și la anul și cu siguranță toți sunt câștigători, toți care au fost aici, unii primesc și premii. Pentru că avem și oaspeți de peste hotare, aș vrea să-i invit aici alături de mine pe domnul deputat Petru Frunze de la Chișinău, doamna primar Valentina Casian, primarul municipiului Strășeni și domnul primar Sergiu Armașu de la Ialoveni, cele două localități cu care ne înfrățim pentru schimbarea tradițiilor, pentru a promova costumul popular și tot ceea ce avem noi frumos. Bineînțeles, vreau să-l invit alături de mine și pe prietenul nostru drag din Moinești și care revine cu drag acasă ori de câte ori avem un eveniment și la familia dumnealui, domnul Viorel Ilie. Nu vreau să vă țin mult de vorbă pentru că, iată, vremea, vă spuneam, din ce în ce mai ploioasă, dar... diplomă de excelență, domn primar, încep cu dumneavoastră, că cu dumneavoastră am început activitățile și continui cu dumneavoastră și la fel primiți toată considerația noastră. Îl invit și pe domnul Viorel Ilie, că cu dumnealui am început prima ediție a festivalului Moineșteanca, o etapă frumoasă și am dus mai departe acest proiect frumos. Haideți, domnul senator, și mulțumim pentru toată contribuția și tot ce faceți pentru Moinești. O diplomă de excelență și o plachetă, ca să vă amintiți de toate activitățile noastre frumoase de aici, de la Moinești. Domnul Bogdan Legănuș și dumnealui primește o diplomă de excelență. Și mulțumim frumos pentru toată contribuția dumneavoastră. Și transmit mai departe. Am și eu câteva diplome de excelență pentru musafirii noștri. Una, o diplomă de excelență pentru domnul deputat Petru Frunze, în semn de prețuire pentru parteneriatele bilaterale fructoase încheiate, ca dovadă grăitoare a valorilor care animă comunitățile noastre înfrățite. Avem o istorie comună, să construim un viitor împreună. Vă mulțumesc! La fel pentru domnul primar Sergiu Armașu de la Ialoveni, localitatea noastră care de mâine ne va deveni soră. Mulțumesc, domnul primar. Și același lucru pentru doamna Valentina Casian, primarul municipiului Strășeni. Cu plăcere. Așa. Și pentru că am oferit aceste diplome de excelență, nu puteam să omit pe doamna Ifrim, cea care este inima acestui festival, în semn de prețuire pentru realizarea unui eveniment de bun augur pentru comunitate, Festivalul de Muzică și Dans Popular pentru Copii și Tineret Moineșteanca. Felicitări! Nu vă mai țin de vorbă, îi dau cuvântul dumneai. Din partea colegului meu, pictor, au vrut să ofere ceva domnilor care veniți invitații domnului primar, și vă ofer o mică pictură, o mică bucată de Moinești, cum se spune. Vă rog frumos. Doamna Raluca Maria Lăzăroaie, o invită și pe dumneavoastră în scenă. Petru Frunze, dacă am pronunțat corect. Dumneavoastră, domnului deputat sau așa, din Republica Moldova, o diplomă de excelență din partea noastră și un trofeuț. Cu drag.
și juriul nostru de astăzi frumos, Maria Beatriz Duca. Doamna Otilia Purcaru. Doamna Oana Daniela Crețu. Doamna Lăcrămioara Petrea, secretara juriului. A muncit cel mai mult astăzi, sunteți de acord cu mine. Laura Gavriliță. Doamna inspector Sandu Ionela. Și președintele juriului, doamna Maria Stoianov. Și dumneai primește ceva din partea mea. Nu plecați, că dumneai are o mare surpriză pentru dumneavoastră. Nu știți ce pierdeți dacă plecați. Și începem cu profesorin Petrec, unde invităm colegii. Sperăm să fiți aproape pe aici, ca să nu... Sorin Petrea. Doamna de la Harghita, Jolan Saz. Lenuța Rusu. Mărioara Popa. Doamna profesor, vreau să urce pe scenă. Da, că e munca dumneei. Da, da, chiar vă rog, haideți. Mărioara Popa. Doamna este de la Harghita și are un... Nu arăti. Rizia Sandu, de la Olt. Mergem mai departe. Ionel Petrișor. Andrei Kulikovski. Sandu Rizia. Elena Foca. Laurențiu Mirianu și cu doamna Lavinia Vasile. Una. E ansamblu. Constantin Mirel Dascălu. Gheorghe Andrei și Livia Confideratu. De la Arad. Domnul Pârvu Vasile de la Cobălcescu, domnul director de la Cobălcescu. Doamna Mirela Cipotaru. Doamna Lorina Ionela Lăzărică. Și colegul meu George Găman. George Găman, doamna Mădălina Petrache. Și primește o diplomă domnul Bogdan Matei, prezentatorul nostru de astăzi. Și am să dau și o plachetă ca să țină minte că este prima dată când prezintă festivalul Moineșteanca. Dumnealor sunt profesorii care...
au venit cu formațiile lor, domnul Ciprian Ionus Cristoloveanu din Brașov, Ion Mureșan, rog să veniți. Doamna Olga Marian. Mulțumim pentru fanfara care ați venit astăzi. Doamna Mirela Tuimofti, care este cu domnul de la Botoșani, domnul Ionel Petrișor. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Și trecem la jurizare. Nu putem trece la jurizare fără să nu invităm și pe domnul primar lângă noi. Soliști vocal. 7-9 ani. Este? Premiul întâi, Darius Ștefan Andriuaie. Premiul întâi, Crina Donici din Bacău. Da, premiul întâi din Călăraș, Bombardelii, Brumă, Efremia. Premiul 2, Cezara Ștefania Cazan. Premiul 2, Sofia Alexandru Marian. Sofia Alexandra Marian, noi, Sabina Kulikovski, premiul 2, Brancea, Fălticeni Maria Harciuc, premiul 3. Poftiți! Premiul 3, Georgiana Simion din Botoșani. A plecat? Premiul 3, Adela Marta Roiniță, Vrancea. Da. Premiul 1, Muguraș și suita de dansuri. Iași, Sorina Păduraru. Premiul 1, Moineșteanca, grupa 7-9 ani. Premiul 1, Crăișorul Petrei Craiului. Zărnești, Brașov. Următoarea grupă. Grupa 10, 12 ani.
soliști vocali. Premiul 3, Antonia Hanceanu, cred că, Elena Foca, Botoșani. Premiul 3, Iasmina Bușilă, Bacău. Iasmina Bușilă? Nu. Păulești Vrancea, Delia Babeș, premiul 2. Premiul 2, Andreea Ioana Ghițău, Mirel Dascălu, Daraban. 2. Premiul 2, Anastasia Mirela, Lenuța Rusu, din Fălticeni, profesor coordonator. Premiul 2, Daria Ghiță. Premiul 2, Miruna Iustina Giriadă, de la Botoșani. Premiul 2, Ana Maria Cari, din Bălan Harghita. Premiul 2, Daria Georgia Confideratu, din Arad. Premiul 2, Sofia Ursu, Lenuța Rusu, din Fălticeni. Și premiul 1, o invităm pe doamna președinte al juriului să citească. Haideți, doamna Maria. La nivel de vârstă. Eliza Ghența. Doamnelor, domnilor, domnișoarelor, flăcăilor, premiul 1, Eliza Ghența, Bacău, conducător, Mădălina Petrache. Vă invităm aici. Premiul 1, Adela Imirianu, de la Bălășani, Călăraș, de la Călăraș. Premiul 1, sincere felicitări, bravo! Da, dar trebuie să semnez unde aveți un fix. Iată. Sincere, sincere felicitări oricum. Miruna Iustina Miegireadă din Botoșani, premiul 1, Cobză. Premiul 1, la soliști vocal 13-15 ani, Alexandra Elena Olariu. Premiul 1, Lorena Maria Ciuhat. Premiul al doilea, Ioana Miruna Mirianu. Premiul 2, Bianca Candi.
este premiul 2 Alexandra Demisa Anghelache din la Botoșan. Premiul 2 din Botoșan Denisa Elena Maxim. Premiul 2 Beatriz Maria Soare de la Vrancea. Premiul 2 Analisa Golianu de Liceul Tehnic Neamț. A plecat Neamțu. Andreea Ciocan, premiul 3. Politicieni. Da. Din Harghita, premiul 3, Andreea Larisa Ciobanu. Premiul 3, Riana Dumitrașcu. Și trecem la următoarea grupă. Instrumentiști. 13-15 ani. Frederico Maria Mario Doroftei, trompetă, premiul 3. Premiul 3, Eric Daniel Căruceru, acordeon. Premiul 2, Ionela Bacarciuc, vioară, Republica Moldova. Tot premiul 2, Casian Petrosian Negru, trompetă. Tot premiul al doilea, Alexandru Cătălin Hagiu, acordeon. Și au fost foarte mulți copii buni la instrumente, în această categorie. Cosmin Țuțoarcă, acordeon, premiul 1. Felicitări! Miguel Cristian Hapliuc, acordeon. Premiul 1. Tot premiul 1, Carla Dascălu, vioară. Țuțuc Emilian, clarinet, Republica Moldova. Premiul 1, Țuțuc Emilian. Da, la premiul 1. Apăvăloai Alexio, trompetă. Bravo! Ați fost minunați atât la parada de astăzi cât și în concurs. 13-15 ani, ansamblu. Premiul 3, 2. Mărțișor, dans de fete, Petre Sorin din Prahova. Hora Maximenilor, suită de dansă din Brăila. Premiul al doilea, Ansamblu Folclor Moineșteanca, 13-15 ani, mixt. Despre ce este vorba, da? Ca să terminăm. Premiul 1, Stejarelu, suită de dansuri, Botoșani. Premiul 1, Rapsodia Vulturiană, Vrancea. De la Arad, junii cetății Dezna, premiul 1. Premiul 1, Plaiuri Sepeșene, din Alba Iulia. Ansamblu Moineșteanca, premiul 1. E primul an când concurăm acasă. Haideți. Tot de la Moineșteanca, dans de fete. Rapsodia Vulturiană de suită de dans mix, premiul 1. Premiul 1, dans de băieți.
De la Moinești Anca. E vreun băiat? Nu e, de la Moinești. Trecem mai departe. Am trecut la categoria 16-19 ani. Soliști, premiul al treilea, de Maria Dezna. Diana Dinu, din Călăraș, premiul al doilea. Arad, Ștefan Alexandru Naghi. Aradu, mai e? Premiul al doilea. Oana Buture. Premiul 2, Otilia Bălan, Botoșan. Premiul 2, Sonia Ciceu. Denisa Maxan, Botoșan. Premiul 1. Ioana Bălăiță, premiul întâi. Bianca Maria Băisan, din Bacău, premiul întâi. Sorana Belciu Iuliana, premiul întâi. Premiul întâi. Dumitrița Ioana Fedor din Botoșani, coordonator Elena Foca. Categoria de dansuri, n-am văzut dansuri. Premiul 2, Andreea Pruteanu. Ansambluri, 16-19 ani. Premiul întâi, Balada Dunării, dans de fete Călăraș. Premiul întâi, Fanfara de la Telce, domnul Mureșan, cu o prezență nelipsită de la festivalurile noastre. Premiul întâi, Balada Dunării, dans mixt. Ne luați toate premiile voi. De la Telciu? Poftim. Ei, și am ajuns la partea finală. Vă dă domnul primarul. Avem și trofeul acestui festival, a festivalului Moineșteanca, ansamblul Cununița satului Liești Galați, coregraf Mioara Divu. Dar ne bucurăm mai pentru ea, că ea este extraordinară. Cred că n-am auzit Oltu. Eu cred că undeva am văzut premiul întâi la Olt. Trebuie văzute diplomele. Poate am trecut prea repede și nu le-am văzut.
suita de dans de călușari, băieți. I-am văzut tabelele de jurizare și aveau premiul întâi la dansuri. Nu sunt. Deci Oltu se urce pe scenă, că au două premii, întâi la suită de dansuri băieți și dansuri mixte. Da. Oltețul, dacă nu sunteți, nu. Nu Oltu. Bucuraș. Am văzut instructorul, în dreptul instructorului. Nu. Nu mai sunt. O să găsim acele diplome scrise, poate s-au tot încurcat, s-au învârtit pe aici, în locul 1. Felicitări! Da. Și cu aceasta, ediția 11-a s-a încheiat. Aplaudați-i, merită toate aplauzele dumneavoastră. Și ca să nu închei așa, fără să-i dau cuvântul celui care a luat deciziile în acest juriu, doamna președintă, Maria Stoianov. Mulțumesc frumos, domnișoarelor, domnilor, stimați profesori, domnule primar, invitații dumneavoastră, doamna Efrim, domnul Baciu, vă salut cu mare drag și pe toți oaspeții aici la Moinești. Sincer să vă spun, a fost o revelație pentru mine să vă văd atât de frumoși, atât de implicați și cel mai mult ce a contat a predominat cântecul patriotic, cântecul folcloric. Domnilor profesori, felicitări pentru generația în creștere. Am fost onorată să fiu președinte al acestui minunat festival. Vă doresc încă 11 ediții înainte și după 11 încă 11. Sincere felicitări și bucurați-vă, dragi prieteni, de toate premiile pe care le-ați luat. Le-ați meritat pe deplin. Succes mai departe! Da, facem o poză, vă rog să rămâneți așa și să mai urce invitații.